Și discutăm despre acest subiect cu invitatul meu din platău, Petru Romă, adresor de câini. Bună seara, Petru, mulțumesc pentru că ai acceptat Salut, invitația. Salut, Andreea, mulțumesc de invitație. Uh, în primul rând, de ce atacă patrupedele și ce îi provoacă? Sunt uh, două nivele principale. Primul este teritorialitatea, care este un instinct animalic normal, chiar și noi oamenii îl avem. În momentul în care tu stai liniștit de seara în apartamentul tău și eu vin și dărâm ușa, ce ai să faci? Ai să reacționezi, ai să arunci cu ceva, ai să... Îți protejezi teritoriul, nu așa? Și al doilea, bineînțeles, este instinctul de pradă. Asta ce înseamnă? Orice este rapid, orice se mișcă, orice este dinamic, poate constitui atracția și poate fi, de fapt, acea scânteie care determină o acțiune mai intensă sau mai puțin intensă în funcție de stimul și în funcție de starea mentală a cățeilor. Ne întâlnim cu o haită de câini pe stradă. Ce facem dacă simțim pericolul? Ce indicat și ce contraindicat să facem într-o astfel de situație? Dăm voie să mă duc cu un pas înapoi față de întrebarea ta. Datoria mea în toate sectoarele vieții, în toate zilele mele, este să prevăd tot ce urmează să întâmple. Chiar și în trafic, chiar și cu copilul de mână, chiar și cu prietenii, corect? Și atunci, dacă văd că este o haită de câini la 50 de metri de mine, la 100 de metri de mine și am posibilitatea să-mi schimb traseul și de obicei putem să ne schimbăm traseele, hai să evităm. Prima soluție este evitarea, bineînțeles, da? În al doilea rând, dacă am ajuns în această situație care este foarte, foarte dificilă da? și foarte sensibilă, ideal ar fi să-mi păstrez calmul, cum spunea și Maia, și într-adevăr este foarte greu de făcut, dar trebuie să rămân calm de ce? Că percep mesajele noastre, dar noi comunicăm că prin trei canale principale și o să încerc să le pun cumva procentual ca să fie mai ușor de înțeles. 65% prin feromoni. Da, principalul organ de simț al câinelui este nasul. El detectează feromonii, acea aură dacă vrei. Feromonii sunt substanțe biochimice eliminate de corpul nostru în mod instinctiv și permanent. Ei sunt reglați, determinați de emoție. Când eu sunt înfricoșat, corpul meu o spune, da? Și atunci, 65% din comunicarea cu cățelul o fac prin feromoni. Trebuie să mă încarc cu energie, cu capacitate, cu, cu forță, dacă vrei, dar nu cu violență, e foarte diferită. Forța cu violența. Să fiu calm, pregătit, nu calm, înfricoșat, da? Alert, nu înfricoșat. După aceea, trebuie să țin minte, următorul nivel este văzul și am nevoie să fac postură, mimică. Noi, oamenii, avem 15.000 de expresii faciale. Este foarte diferit atunci când mă întâlnesc cu acești câini să am o postură mică, retrasă, înfricoșată și o mimică, deja defetistă. Și câinii spun, ok, este inamic, dar este mai slab decât noi. Deschid corpul, măresc, pun o față hotărâtă și spun. Deci, e foarte important să folosim o astfel de onomatopetă și întreba, privim animalul fix în ochi sau, în mod teoretic, la contactul dintre doi căței și mai departe și între eu om și cățel, avem trei semnale care spun nu vreau să-ți fac rău, nu am intenții rele, te rog nu-mi face nici tu, da? Primul. Și acum toți privitorii voștri, e nebun Petre Roman, așa e, dar căței se link pe bot ca semn de exprimarea stresului și de amiabilitate, dacă vrei. Al doilea, căscatul până mi se văd dinții, până mi se văd plombele, e al doilea, și al treilea, evit contactul vizual la noi la oameni, eu acum mă uit la tine și spui e sincer, e concentrat, e focusat pe mine. La animale înseamnă te fixezi ca să te atac. Și atunci Și unde priveam animalul? Hai să le punem pe toate într-un joc scenic. Tu ești cățelu, eu sunt omul, da? Și fac ceva de genul ăsta. Mă uit, da, eu te țin sub supraveghere cu privirea, da, cu cu vederea periferică dacă vrei, dar nu te fixez. Și mă uit. Nu te pierd din control dar nu te fixezi sub nicio formă. Mă ling pe buze, casc, postura rămâne calmă, încrezătoare, emoția e acolo, în locul în care îi spune cățelui, fii atent, nu-ți vreau rău, dar să te ferească Dumnezeu să vii. Pentru ce facem în cazul în care animalul nu percepe toate aceste semnale pe care noi le transmitem și el, din potrivă, se apropie de noi și simțim că atacul este foarte aproape? Ce facem într-un astfel de caz? Dacă atacul este, să spunem așa, iminent, este indicat să nu faci pas în spate, dar nici să te întorci cu spatele. Că ei funcționează foarte mult pe, spa pe, spațialitate. Și atunci, dacă el face un pas spre mine și eu fac un pas înapoi, e ca la așa. Ok? Doi, dacă mă întorc cu spatele, cățelul știe foarte bine că eu nu-l mai văd. Sunt o grămadă de experimente făcute de oameni care au demonstrat că cățelul știe când e observat. Și atunci, mișcările mele, da? Sunt calme, sunt mereu în controlul situației, dar observ că fără a-l fixa, știu, e foarte complicat, sună foarte complicat, și nu mă dau înapoi și nu mă întorc cu spatele și nu o iau la goană. Pentru că, ce spuneam la început, teritorialitate și instinct de pradă, tot ce e dinamic constituie o țintă. Ori dacă m-am întors cu spatele, fiind deja pe teritoriul lui și că știe, nu mă mai vede, deci este vulnerabil, chiar și noi oamenii, nu ne întoarcem cu spatele la oamenii din care nu, în care nu avem încredere, sunt pe teritoriu, sunt și foarte dinamic dacă eu la fugă, sunt și cu spatele, îmi garantează eșecul. Și atunci, păstrez o postură, nu știu dacă pot să mă ridic, o, nu pot să momentan mă ridic. Păstrez o postură care impune forță și spune capacitate, pot, orice ar fi pot. Postură, nu fixez, mă mișc, din buzele, casc, sunt calm, respir. Petru, revin la întrebarea inițială. Ce facem dacă patrupedul se pregătește de atac? S -s Cum două tipuri, Hai să punem așa două tipuri principale de mușcătură. Cea de avertizare, de corecție, de coordonare și cea de atac. Bun. Mușcătura de atac e foarte simplă, câinele mușcă, face priză, începe acea mișcare de sfârtecare. E cam greu să ieși de acolo. Mai ales dacă sunt mai mulți câini, de ce? Pentru că după prima mușcătură, după primul cățel care mușcă, îl vor urma, îl vor urma ceilalți membri a haitei. Și atunci, când mușcă, când văd că se pregătește să muște, important este să nu feresc. Ci din potrivă, când văd, da, are acea mișcare când se pregătește, lunge în engleză, da? Săritura acea, vin? Dacă ai tăria și sângele rece, să faci un pas spre el, da, cum am făcut eu, cu deschiderea. O să vezi că se va opri. Dar, disclaimer, nu este soluția magică, nu vă garantează succesul. Vă rog, nu mergeți mâine la o haite de câini mai danez să faceți ce o zice Petre Roman. Nu este o pastilă magică. Foarte important, pentru că discutam înainte de intervenția noastră mai devreme și spuneai că e important să fixăm liderul acelei haite. Da. Practic, cu el avem între contactul verbal. Dacă voi convinge liderul, oricare dintre cele două variante, a, că nu reprezintă o amenințare și el îmi va permite trecerea, da, continuarea deplasării, am câștigat acel mini-război, să-l numim, acel, acel conflict, sau dacă voi convinge liderul că forța mea este superioară forței haitei lui, voi trece. Și atunci îmi concentrez atenția pe cine? Pe cel care pare să dea tonul, pe cel care este cel mai aproape de mine. Întotdeauna liderul va prelua inițiativa într-o haită și va veni primul. El va fi scutul pieptul de la hotare, dacă vrea, al haitei. Și atunci, cu liderul, trebuie să mă concentrez. Bineînțeles, ținându-i sub observație și control și pe ceilalți, să nu permit să fiu înconjurat și așa mai departe. Ca atare, dacă ai cumva un perete în spate, ceva, da, este un instinct normal, să, să mă protejez din cât mai multe părți și să am inamicul, din păcate, în cazul nostru, fiind câinii, să am inamicul dintr-o singură direcție de apropiere. Ce facem dacă suntem deja atacați? În momentul ăsta, ar fi ideal să avem la noi un instrument care ne prelungește sau ne extinde puterea. Și aici eu mă refer poate la un spray cu piper, poate la un, un instrument din acela un difuzor de ultrasunete care funcționează și nu prea, dar spray cu piper funcționează cu siguranță. Dacă, nu știu, deja sună foarte urât când voi spune un uh, aparat din acela cu electroșocuri, dar țineți minte plecând de la subiectul acestui interviu, mai bine orice altceva decât decesul omului, da? Dar spray-ul cu piper îl recomand, dar să-l recomand și oamenilor care lucrez în coaching să-l aibă cu câinilor la plimbare contra câinilor mai danesc care atacă. Un spray cu piper sare la vreo 5 metri, este jet direcționat și descurajez atacul. Tot ce facem cu câinii este să descurajăm. De aceea vezi că și eu evit să-ți spun ce se întâmplă când o mușcat de tot că nu prea mai să faci. Deci aș uh, băca o concluzie pentru întotdeauna un patruped va resimți uh, frica uh, omului în momentul în care da. acesta tinde să da. îl atace. E de reținut că nu da. facem pași înapoi, nu. evităm contactul vizual și încercăm să fixăm liderul acelei haite, exact. astfel încât să prelungim sau să dăm de înțeles că nu să ne vrem să dăm atacăm timp, teritoriul. Să ne dăm timp și să le dăm lor timp să respire, pentru că ei în momentul în care au început o haită să te latre și ai intrat pe teritoriul lor, intră într-o stare de hype, să zicem așa, ca un taur care văd roșu. Și atunci vreau să prelungesc perioada de cine ești tu, da cine ești tu, da cine ești tu, până să ajungem la pumni Că poate se calmează, poate respiră, poate înțelege că nu vreau să le fac rău. Cam asta avem de făcut. Tu ești dresor de câini de atâția nu, ani. Nu sunt dresor, sunt cum, cum nu-mi place mie termenul, am o chestie personală, dar ceea ce fac eu este psihologie, comportament canin, reabilitare canină și coaching, educație cu oamenii care au câini. Nu câinele se dresează, omul se educă cum să-și ghideze câinele. E foarte interesantă și am reținut să știi explicația pe care mi-ai oferit tot și întreba din vasta ta experiență într-o astfel de situație e important să arătăm prietenie câinelui care vrea să ne atace sau din potrivă să arătăm că suntem ferm pe poziții. Azi am lucrat cu 10 câini, 4 m-au mușcat. La toți patru care m-au mușcat le-am arătat același lucru. Eu n-am să vin cu un buchet de flori după ce m-ai mușcat. Eu n-am să vin când tu ești pregătit să-mi dai o palmă, să vin cu scuzele de rigoare. De ce? Pentru că un cățel funcționează predominant pe instinct, nu pe rațiune. El trăiește mental încă în pădure, în fight or flight, în pradă prădător. Nu funcționează pe sistemul nostru. Noi avem acea replică, întoarce și celălalt obraz. În natură nu e așa. Îți mulțumesc tare mult pentru, pentru toate aceste informații care sunt de altfel...